Orchestra Ansamblului Artistic Ciprian Porumbescu, dirijată de maestrul George Sârbu. Lucrare muzicală bazată pe creațiile reprezentative folclorului românesc, care poartă semnătura aranjamentului muzical al maestrului George Sârbu. Un om, un profesionist, un mentor care a creat istoria acestui colectiv artistic de marcă națională și chiar internațională. Maestrul George Sârbu, aici, la cei 65 de ani ai ansamblului artistic Ciprian Porumbescu. Toată recunoștința noastră a celor de ieri, de azi și de mâine. Pentru munca dumneavoastră, pentru modul cum ați știut să așezați folclorul bucovinean în planul superior al folclorului românesc, vine să vă cinstească munca domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Dragă maestre George Sârbu, brăduțul din Bucovina cu vioara vi-l dedic cu tot dragul și recunoștința ca rădăcină a ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu și diploma de excelență pentru ce ați făcut, pentru ce faceți pentru folclorul din Bucovina, din partea Consiliului Județean. Viață lungă și liniștită, un om dedicat credinței, Dumnezeu să vă ajute! Dumnezeu să vă ajute și acești tineri pe care îi vedeți și în orchestră și în jurul dumneavoastră să vă calce pe urme în tot ceea ce ați făcut dumneavoastră să pună cât un mănunchi de flori. Vă dorim multă sănătate și la următorul concert să vă găsim tot aici pe scenă în fața orchestrei ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Mulțumesc pentru primire. Mulțumesc domnului președinte, ca întotdeauna generos cu cei care fac câte ceva pentru județul Suceava, pentru Bucovina. Eu am pornit întotdeauna de la faptul că folclorul nu este al nostru, ci a fost și va fi creația de geniu a oamenilor acestor pământuri. Noi am moștenit și munca noastră nu este în scenă. Munca noastră este lângă bibliotecă și în sala de repetiții. Folclorul înseamnă cu totul altceva decât muzica populară. Să promovăm valorile, într-adevăr, ale oamenilor care trăiesc pe meleagurile noastre. Bucovina a avut multe generații până la noi. Păstorii noștri au cântat și s-au bucurat la sărbătorile religioase, la sărbătorile laice și ne-au lăsat ce nu putem crea noi. Putem să fim genii, dar nu egalăm geniul popular. Și am căutat în permanență să mă apropii cât mai mult de creația care am moștenit-o. Și nu numai a noastră, și a celorlalte zone de lângă noi și de celelalte zone românești care sunt așa de frumoase și deosebite. Folclorul este arta unică a unui popor. Vă mulțumesc pentru primire, domnul președinte.
să vă dea Dumnezeu sănătate, să faceți în continuare lucruri minunate pentru Bucovina.